De fiecare dată când îmi întorc ochii înspre cameră, îmi place să cred că sunteți acolo. Nu în primul rând pentru noi sau că am fi noi nu știu cât de special, ci probabil sunteți acolo cu inima deschisă să mai aflați ceva real din viața reală a unei familii și poate rugându-vă pentru noi cu speranța că Dumnezeu poate folosi ceva din mărturia invitaților noștri pentru binecuvântarea voastră sau, dacă nu a voastră, a unora pe care îi cunoașteți. În seara aceasta am bucuria să le spun bun venit lui Darius și lui Mădă. Mă bucur că ne-ați invitat. Mă bucur că ați venit și am o mare bucurie că ați venit împreună cu copiii. Să-i cunoaștem pe copii. Niște Patrick. Patrick. Bun, frumos. Domnul să binecuvinteze. Domnișoara, din câte am înțeles eu, este... Dorotea. Dorotea. Domnul să binecuvinteze și pe ea și... Și micuța Agnes. Agnes, Domnul să o binecuvinteze. Asta înseamnă viața normală. Noi avem discuții normale despre viața normală. Mie îmi plac filmele, dar îmi plac filmele inspirate din realitate. Cele care sunt regizate prea mult, deja este evident și nu prea mă prind, că știu că nu este așa. Deci noi o să discutăm despre viața reală. Sigur, mai mult despre viața voastră decât a mea, dar puteți să puneți întrebări când vreți, că eu știu să nu răspund la întrebări. I-am obișnuit pe cei care ne urmăresc să cunoască puțin omul care stă înaintea noastră și mă gândeam cu câți ani în urmă erați voi, cum sunt copiii voștri. La mine să fie în 28-30 de ani. 30 de ani, da. Și la Mădă mai puțin. Mai e ok. Tot pe acolo. Da. Tot pe acolo. Ce ți-aduce aminte frumos, Mădă, din viața familiei voastre? Din ce familie vii? De familie creștină. Așa. Suntem patru frați. Mai am încă două surori și un frate. Un băiat între trei fete. Da, bine, e diferență mare între mine și surorile mele, dar acum e foarte bine. Ele mai mici sau mai mari? Mai mari, mai mari. Mai mari. Da. Și cel mai mic cine a fost, băiatul? Eu. Ah, deci tu chinuiai în familie, era greu tare, da, pentru cel din familie, cel mai mic, așa se zice, da, sau este răsfățat. Și ce ți-aduce aminte așa frumos, interesant, despre părinți, despre surori, frați? Vă înțelegeați bine? Cu fratele meu deloc. 4 ani jumate mai mare decât mine. Nu ne înțelegeam deloc, dar cu timpul, cum am crescut, bineînțeles că totul reveni la normal. Da, adică deci pe la 30 de ani începe. Nu, până la 30. Mai mici. O trebuie mai să fim. Bun, dar de la ce se poate certa un băiat? De la orice. Se ceartă și ai noștri de altfel. Deci nu-mi zice chestia asta, că mi-aduce aminte de familia. Noi, băiat și fată, deci dacă de la orice se puteau certa și uneori era chestia asta de talibanism, adică nu glum. Suficient și să se uite cumva la mine și să ripostez eu. La fel și ei. Da, deci, da, copii normal. Nu trebuia să fie ceva special. Părinții, amândoi credincioși? Da. Care era mai strict, care era... Mama mea. Mama mai strictă? Da. Păi cum să vă țin altfel decât... Altfel n-avea cum. Tata mai mult plecat să câștige sau era pe acasă? La muncă, dar da. Foarte... O persoană foarte calmă, liniștită, nu... Și dacă te gândești acum în urmă, ce-ai fi dorit din familia părinților tăi să fie și în familia ta? Păi înțelegerea asta mi se pare respectul reciproc. Frumos. Deci ai fost acasă cu ei cam cât timp? Până la... 22 de ani. 22 de ani? Da. Mă rog, acum am fost plecată la studii, dar da, tot acasă eram. Din ce zonă? Din Orăștie suntem. Din Orăștie? Da. Deci acolo ai crescut, acolo da. Și școala? La Cluj. La Cluj. Bun. Da. Cum a fost la tine, Darius? Wow, și la mine la fel, vreau să completez la soția mea că frații se ceartă, într-adevăr, cum spunea și dumneavoastră. Așa. Bine, e bine că se și împacă. Dar asta e farmecul cel mai frumos, pentru că în acea zi, poate la câteva minute, eram îmbrățișat și trecea foarte repede. Asta e frumusețea de la copii. Voi câți? 5. Și la fel eram cel mai mic. Deci mai am doi frați și două surori. Doi frați și două surori. Da, și cel mai mic, da. Bun. Din... Asemănător cu ce spunea soția. Din aceeași perioadă? Da.
Da. Adică din aceea zonă? Din aceea zonă, din Orăștie. Din aceea zonă. Da. Acum, voi sunteți un pic dezavantajați, câți copii prezenți cu voi și sper să nu le vină idei, să nu le dăm idei, că au ei idei suficiente. Ai avea curajul să spui ceva de la școală, așa, interesant. Da, până să o cunosc pe soția mea, nu le-am deloc de la ora. Aoleu, n-ai auzit nimic. Deci cu chiulul nu se practică așa. Nu. Bun, și după asta de ce ai chiulit? Te-a învățat ea sau te duceai? Chiar acum, rezând un pic, doamna profesoară de matematică îmi spunea: Darius, nu știu ce se întâmplă cu tine, dar dragostea asta pe tine te face să te îndepărtezi de ore. Nu. A fost frumoasă, perioadă foarte frumoasă, școala, liceu, facultatea, studiile superioare mai departe. Ce să zic, copilăria, toate au locul lor și timpul lor și frumusețea lor. Deci nu... Ea este Agnes, care vrea să zică și ea ceva. Vrea să spună și ea ceva, da. Îi place foarte mult să fie auzită. Să intre în discuție. Așa, tati. Ce pot să spun? O perioadă frumoasă și de la școală. Nu eram nici vârful în clasă, dar undeva peste mijloc, pe partea superioară. Mi-a plăcut mult să citesc. Drept urmare, am băiatul lângă mine care devorează cărțile. Deci îți place să citești? Da. Are bibliotecă, da, foarte mare și place să citească. De multe ori, dacă zic, ești pedepsit de la tehnologie, de multe ori o lasă și ia cartea. Deci pentru el este un lucru foarte... Variantă bună și este speranță pentru viitor. Spuneți-mi, faptul că ați crescut în familie de oameni credincioși, în mod automat v-a dus înspre o relație personală cu Dumnezeu? Eu zic că da. Deci la tine a fost, tu ai fost tipul aia de fată bună, ai văzut lucruri bune la mama, la tata, ai umblat la biserică. Am fost cea mai bună. Nu, fiecare a avut perioada lui de rebeliune, ca să zic așa, în adolescență, dar nu exagerată. Și fiind implicați în biserică de mici... Implicați în ce sens? Eu cântam într-o orchestră, vreo 10 ani, adică eram în clasa 1 când am mers. Și-o conta foarte mult și la grupele de copii. Să fii tot timpul prezent acolo, eu zic că o conta foarte mult. Deci ai recomandat părinților să-și implice copiii în activități? Așa și facem și noi. Așa faceți cu da. Copiii voștri, da? Da. Bun, și la tine? Și la mine tot la fel de mic. Am fost dus cu familia la biserică, dar la mine o cotitură a fost la vârsta de 14 ani, când dacă... persoana care se ocupa de sunetul la biserică nu mă trăgea către el. Mie îmi plăcea tot timpul latura aceasta de butoane, de mixer, de mixaj, eram fascinat. Și o altă persoană îmi zicea: nu, ești prea mic, dă-te la o parte, nu ai loc, n-ai ce căuta aici, cealaltă trăgea de mine. Și a fost... Deci amândoi sunetiști. Da. Unul trăgea de mine, unul zicea: lasă că ești prea mic, dă-te la o parte. L-a iertat pe cel care te împingea? L-am iertat foarte mult, pentru că cu timpul am crescut și el se ocupa și de închinare în biserică cu un grup. Și m-a luat cu el în grupul acela de la vârstă fragedă. Deci acolo asta este o problemă foarte interesantă, că pe de o parte... poți să-l înțelegi pe unul care privește cu foarte multă responsabilitate să nu-i dea microfoanele peste cap și nu știu ce un copil. Pe de altă parte, cât de frumos este că un altul a spus: vii lângă mine, înveți ceva, și asta a contribuit să te țin aproape de biserică și alte lucruri. Exact. Și a fost pentru mine o dovadă că Dumnezeu mă iubește, pentru că eram pe punctul de a lăsa biserica și de a vedea de lucrurile adolescente. Prieteni, da. Iar faptul că, cum spunea și dumneavoastră, persoana care zicea: mă, încă ești mic, nu te implica, faptul că m-a primit în grupul de închinare de la o vârstă mult mai mică față de restul, deci eram printre cei mai tineri, m-a încurajat și am zis: ok, dacă el vede ceva în mine, clar că Dumnezeu vede mult mai mult. Și a fost... Cu vocea sau instrumente? Cu vocea. Da. Și am mers paralel și cu mixerul și cu închinarea. O vreme după ce am lăsat mixerul și m-am implicat în închinare.
Deci, bun, asta e partea frumoasă. Părinții să știe că ar trebui copiii să fie... De fapt, bătrânii, acum eu trebuie să vorbesc ca un bătrân, nu că sunt bătrân, bătrânii aveau o vorbă pe care o spuneau eu, dacă nu le dăm la copiii noștri noi de lucru, ceva în domeniul sfânt, le dă altul de lucru și n-o să ne placă. Deci și eu cred că sunt copii care... pe măsura vârstelor și a darului și toate, trebuie ținuți aproape și e bine și pentru ei și pentru noi. Păi, acum, datoria părintelui de a crește copilul și cu atât mai mult la biserică, ca și copil trebuie să ascultăm de părinți, în Domnul mai ales. Și dacă părintele zice, acum este biserică, mergem împreună la biserică. Deci nu este o chestie să lași copilul să decide de la vârsta mică dacă el vrea să vine. Treaba deci la voi nu s-a prea negociat mersul la biserică? Nu, nu, la noi e duminică, este joi, mergem la biserică. Bun, dar nu acum... nu înțelegeam când eram mic de ce trebuie, dar acum mulțumesc lui Dumnezeu pentru că părinții n-au lăsat după gândurile noastre. Dar nu, eu mă gândesc, acum după toată psihologia asta modernă și toate minunile astea, bănuiesc că voi trebuia să vă dați în judecată părinții de mult. Probabil. Da, da, să zicem că e un abuz, că da. Cum să trezești copilul să duci la biserică, nu? Da, singura zi în care putea să doarmă, că avea sâmbătă repetiții la cor și nu știu ce, dar nu. Așa e și la voi. Și tu trebuie să mergi la biserică, nu se negociază. Nu se negociază. N-am treabă. Îți place să te duci la biserică? Asta e bine, dacă te duci la biserică și îți place. Și mie mi-a plăcut, dar nu mi-a plăcut la rugăciune, că trebuia să stăm pe genunchi, erau rugăciuni lungi, dar celelalte mai plăcea, mai criticam eu cei pe acolo, dar cum zici, mai târziu am apreciat că da, anumite aspecte nu s-au negociat. Și voi v-ați cunoscut din biserică? Da. Ne știm de mici, dar nu ne... puteam vedea unul pe altul și băg seama că lucrurile care s-au opus când erau mici s-au atras după aceea. Deci a fost un moment la 18 ani, dacă nu greșesc, la mine, da, 16, când, frecventând, bineînțeles, biserica și, o paranteză, cu ceva vreme în urmă, un frate a venit și s-a implicat să facă și o fanfară și acolo, practic, ne-am cunoscut ca și prieteni, că ne știam de mici. A, deci și fetele în fanfară. Da, chiar și fetele. Toată suflarea să laude pe Domn, nu înțeleg. Și o experiență extraordinară cu momentul în care am știut că ea este aleasa de Dumnezeu pentru mine, când toți ceilalți prietenii din biserică știau, bă, Darius, tu vorbești acum lucruri mărețe, adică tu de unde știi? Bă, simt, deci e ceva, ceea ce nu am simțit până acum. Și mulțumesc la Dumnezeu că așa este. Și cât a durat de când ai simțit tu până a simțit ea? Să răspundă soția. Nu mult, nu pot să vă zic, a fost de mult mai... nu mult timp. Cert e că de o sărbătoare a fost prima floare care i-am dat-o și a zis că acel a fost un moment de cotitură pentru ea să privească spre mine. Ce floare ți-a dat? Un trandafir roșu. Un trandafir. Bineînțeles. Da. Și acum soția să-mi spun aici în momentul. A fost treptat, nu a fost o chestie dintr-o dată. Cunoscându-ne... Dar ce ai apreciat la el? Seriozitatea și totodată Darius e foarte amuzant și... Asta ți-a plăcut la el? Da. Și da. Nu te-a deranjat după căsătorie? Că... Nu e deloc plictisitoare viața noastră. Într-un din mod niciun plăcut, punct de vedere. Amuzant, nu? Da. Nu, mi-a plăcut mult și pe primul loc a fost seriozitatea. Chit că e amuzant și comic și așa, pe partea cealaltă, când e de a fi serios, e serios, când e mai departe. Asta e mânghiere pentru mine, că poți fi amuzant și serios. Cum să nu? Mai, când ne mai reproșează unii, știi, că mai zicem și noi câte o glumă sau ceva, zic, dacă ați ști cât ne abținem, da, exact. Acolo este efortul mare. Bine, v-ați văzut, v-ați plăcut, ați priceput că e de-a Domnului, după cât timp v-ați căsătorit? 6 ani. 6 ani de prietenie? Da. 6 ani de prietenie. Deci asta înseamnă 18-24 de ani. Da. 24. Da. Între timp 24 mai... și 22. Ați mai făcut ceva școală, ceva? Da, am terminat studiile amândoi și după aceea. Ce ai făcut? Facultatea de știință. Știință și da. Tu... La fel. Știință economică. Eu am mers pe contabilitate, soțul pe turism. Pe economie, tu cum să... Păi, în general, nevestele sunt cu contabilitate. Să știți că în viața de familie, nu. Nu? Soțul e cu contabilitate acasă.
Da. El ține mai mult. Tot. Da. A deținut plata facturilor, lucrurile de fiecare lună, dar nu a ceva mai. Auzi, acum eu m-am gândit, nu știu când și cum, dar că ai zis un pic așa, hai să vă pun eu o întrebare. Cam cât de important este aspectul financiar într-o familie? La început nu a fost deloc important pentru că am început, adică Darius a început să muncească când încă eram prieteni și apoi eu, după ce pentru că am terminat facultatea și anul ăla ne-am căsătorit. Deci când ai deci puțin nu e o mare problemă. Pentru noi nu a fost nici cu puțin, nici cu mult. Noi am, prietenia noastră a fost din școală, dar cum am spus, am continuat studiile și căsătoria am făcut-o pe banii noștri. Deci, cum adică pe banii noștri? Adică fără bani. Am fost adică fără bani. Am înțeles, bani. Da, varianta. Am fost și la lucru pe timpul vacanței în Occident, am lucrat 2-3 luni, 2 ani de zile și cu banii strânși de acolo. Cu... Deci n-ați așteptat părinții să vă facă nuntă, no, cam no, povești. Și pot să spun că a fost mâna lui Dumnezeu de când am cunoscut-o pe soția, deci în dreptul meu asta pot să mărturisesc și mă cutremur cât de bun e Dumnezeu cu noi și cu mine. Ne-am rugat lui Dumnezeu și am credințat totul. Nu ne-am făcut griji de bani, nu ne-am făcut griji de nimic și am pornit de la, nu știu, poate e mult spus, de la zero. Am pornit normal și Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod extraordinar. Dar n-ați avut așa o listă că trebuie neapărat să avem aia, n-am adică... N-am pus lucrurile acestea. Că fericirea în familie depinde de ce ai, nu, ce realizezi în primul fericirea an. Fericirea depinde de iubire și de respect și de înțelegere. Deci depinde de ei în dacă primul rând. Dacă stai lângă Dumnezeu, toate celelalte vin. După ce a avut loc nunta, am mers și noi în luna de miere, ne-am întors, ne-am angajat pe rând, în decurs de 2-3 luni de zile și am continuat viața și binecuvântările au urmat din abundență împreună cu copilași. Deci cum a venit copilul, cum au venit binecuvântări tot mai mari. Deci pentru noi a fost un lucru extraordinar. Cum îți place să trăiești pe datorii? Recomanzi să se meargă nu, pe datorii? Nu, pentru că nu sunt cu așa ceva. Nu ești cu așa ceva. Dar încredințarea în mâna lui Dumnezeu este lucrul cel mai liniștitor. Știm că El poartă de grijă dacă suntem în mâna Lui. Și, cum v-am spus, am văzut aceasta de foarte multe ori în viața noastră. Nu a fost un moment în care să zicem, wow, ce facem, au apărut copii, cum o să ne descurcăm, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat și nu, n-am mulțumit. Deci v-ați luat așa viața, pas cu da, pas. Da, și... deci nu am planificat, nu am avut, să zicem, mai aud în stânga, în dreapta, întâi fac școala, așa au fost și la noi, mă angajez, văd să am o stabilitate, să am o nouă adun, casă, nu știu prință, cât, da, să adun, da. Să am după aceea, să... Nu. Deci au decurs lucrurile pentru noi normal, ceea ce Dumnezeu ne-a dat e cel mai normal și foarte, foarte bine. Da, câteodată le mai spun eu, acum nu știu dacă mai sunt băieți așa care îi vor înainte de căsătorie să aibă totul, știi, să aibă casa, să aibă și am spus, bun, după ce le faci pe toate astea, vine nevasta, ți le modifică pe toate, că dacă nu le-ai făcut pe gustul ei, da. De-ai de lucru ei, da. Ca o paranteză mă întreba de datorie, la credit la bancă am. Da, nu altceva. Deci te duci pe un credit pentru o investiție, dar nu pentru o bucurie, o distracție. Nu. Adică ne putem bucura. Da. Bun, deci te uiți în copilăria ta și spui, biserica m-a ajutat. Da. Te-ai gândit după căsătorie să te implici și tu în biserică ca să-i ajuți pe alții? Da, implicat am fost de copil, dinainte să mă căsătoresc și am continuat împreună cu soția și soția fiind implicată în orchestra bisericii, eu în grupul de închinare și am continuat slujirea noastră și o continuăm și acum. Acum soția mai puțin cât e copiii mici, chiar foarte mici, dar continuăm împreună și încercăm și pe Patrick. El... Deci se poate păstra un echilibru, să fie investiție și în familie, investiție da, și categorie în... și... Nu o fac din obligație, o fac din dragoste pentru tot ce face tata pentru mine, pentru noi. E o bucurie, e o onoare să putem să slujim și deci nu e nicio chestie să o facem cu
că trage cineva de noi. Deci nu. Dacă ni se permite, dacă ne pune, dacă cântăm și slujim, este o onoare să o facem pentru Dumnezeu împreună. Sperând că nu ne aude niciun slujitor, niciun conducător de biserică, dacă te-ai gândi la biserica în care ai crescut, ce ar fi putut face mai mult biserica pentru tine în perioada tinereții și a drumului pe care l-ai urmat? Nu pot să vin cu anumite completări, pentru că am avut și școală duminicală, a fost implicare pe partea aceasta, deci cât am fost în copilărie. Ieșirile care tinerii le așteaptă vara, mai ales să iasă împreună într-o tabără, au fost, deci... Deci ați avut privilegiul să creșteți într-o biserică, da, care... Da, care ni s-au pus la dispoziție lucrurile acestea și chiar eu acum, privind la copiii mei, mă gândesc nu să fac ceva mai mult, doar să continui ceea ce și eu am primit de la biserică, pentru că, într-adevăr, trebuie de mici copii să fie implicați în ceva și implicarea, ieșirile să o faci tot cu cei din biserică, pentru că, până la urmă, asta e locul cel mai ideal, să-ți crești copiii. Are anturajul de la școală, de la bloc, cu ceilalți copii, un anturaj acum e normal pentru că trăim și nu e o problemă, dar noi trebuie să-i ținem aproape de biserică și de mentalitatea și de această atmosferă a bucuriei. Hai dacă am prins-o din nou pe Agnes în imagine, că asta e viața reală pentru mama în fiecare zi și eu chiar apreciez lucrul ăsta. Cum te-ai defini? Ești o mamă mulțumită sau supărată? Depinde de moment. În principal sunt mulțumită. Supărată că nu pot mai mult uneori. Adică mi-aș dori să pot mai mult. Acum, cum e Agnes mai mică, e un pic mai greu. Dar te referi la mai mult în familie sau mai mult în lucrare? Nu, lucrare deocamdată nu pot să fiu. În familie sunt 100%. Dar mi-ar plăcea să am mai mult timp pentru ei. Acum mi-am ocupat foarte mult timp, dar crește. Și ei au crescut, din păcate, mult prea repede. Vom reveni la normal, la timpul nostru. Da, nu, acum faptul că ești cu ei, deci mie mi se pare că una din investițiile pe care le poate face o mamă, una dintre cele mai importante este investiția în copii și spun asta nu doar uitându-mă la unele familii, ci uitându-mă în Biblie și eu încercam să spun la conferințe sau în altă parte, te uiți la câte o femeie care zici că după standardele noastre n-a făcut nimic în viață. Dar a făcut un copil, a crescut un copil și copilul acela folosit de Dumnezeu a întors lumea pe față. Da. Și atunci spui, wow, ce impact a avut mama prin creșterea acelui copil. Văd câteodată și cumva senzația asta într-o lume cu atâtea provocări, atâta alergare după, știu eu, valori materiale, că în viața unora copilul apare așa ca o piedică, adică mă frânează din, nu știu dacă neapărat o povară, dar am avut atâtea pe listă care le puteam face și acum trebuie... Nu e cazul de așa ceva. Nu e cazul de așa ceva, da. Deci... No, soția, mulțumesc la Dumnezeu neîncetat pentru ea, un rol extraordinar și o apreciez, face foarte mult pentru ei. Deci ea e modestă în descriere că se ocupă de Agnes, se ocupă și de ei și pe perioada de stat în casă cu starea de urgență, cât timp eram la servici, că lucru cu Petura, mai îmi trimitea filmări. Deci făcea tot felul de activități cu ei, numai să nu se plictisească. Pe lângă că au multe jocuri acasă și pot să confirme și ei, dar făcea ceva nou ca ei să fie ținut și chiar apreciam și mai arătam și la colegi care se plângeau, aveau un copil și ziceau că nu știu ce să mai facă în casă. Și zic, uite, soția mea are 3, se ocupă de ei și le mai face în plus și alte activități. Tot felul de lucruri, craft-uri și eu apreciez foarte mult și mulțumesc că mi-a dat o soție extraordinară. Deci... Asta e bine. Și copii cu minți, ai putea să spui că e un pic exagerată sau nu? Nu mergem spre direcția aia, așa, perfecționistă la unele lucruri? Nu. Deci nu am ce să îi bag de vină, nu am ce nu, să... Nu, nu le băga de vină asta. Da.
Nu, dar începând de la alimentația copiilor, încearcă să le facă cât mai o gospodină în toate, se ocupă, Și ce trăiești așa când vezi că faci curățenie, toate le pui la loc și vin ei și rearanjează? Împrăștie, nu pot să zic că nu împrăștie, dar pot să-și mai și pună la loc. Trebuie să învețe de mici partea lor. Deci la voi în casă nu se pun chiar singure la loc? Nu se pun. Le pun ei și facem mai și eu să le pun. Le cunosc, da. Trebuie să învețe și ei. Trimit pe ei să-și aranjeze și după. Nu, că mie mi-a zis cineva că el până s-a însurat, el așa știa că toate se puneau singure la loc, și hainele și cărți împrăștiate și papuci. Surpriza lui mare a fost că după ce s-a căsătorit nu s-au mai pus lucrurile lui singure la loc, și el când s-a uitat la soție, soția i-a spus așa frumos: eu nu sunt maică ta. A fost o mare descoperire, da. Adică te duci și ți le pui la loc, asta e bine, da. Deci ei trebuie implicați. Pot să confirme copilașii? Da, 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 sigur. Camera lor, fiecare trebuie să-și facă ordine după ce se joacă și... Da, da, și atunci au grijă mai bine, da. Și mai avem, cu o paranteză cu dezordinea în casă, mai avem momente în care mai dorm la neamuri, la nepoți, la verișori de-a lor. Și chiar mă gândeam cu soția, eram cu cea mică, și zic, e prea liniște, chiar dacă e în Magnes, îi lipsesc cei doi, deci nu ne-ar plăcea casa liniștită, casa în ordine, suntem obișnuiți cu ei și da, e frumos noi, așa. Până da, noi suntem interesanți, când le împrești un pic, le deranjează un pic, ce să mai... da, și când sunt prea, da. E bine. Spuneți-mi, unde și care este locul scripturilor vis-a-vis de viața de familie? Locul principal. Adică? Perioada de stat în casă a fost un beneficiu pentru noi ca familie, pentru că am avut timp de așa ceva mai mult, ca de obicei, și începând de la desenele animate, cartea cărților, care copiile îi fascinează și le place foarte mult, și Dorotea înțelege multe de acolo, până la întâlnirile de seară, când ne întâlneam și luam scriptura, înainte cântam câteva cântări, poate mi-a ajutat cu ghitară, luam scriptura, citeam un pasaj din Biblie, care îl zicea el, mai vedea la desene și îl studiam. Și lucruri interesante, care credeam noi că ne ocupă doar jumătate de oră, se întindea la o oră jumate, poate mai bine, și ziceam, gata, haideți că e târziu. Deci e un loc principal, pentru că pe lângă lucrurile morale care le învățăm de acolo, este încrederea care putem avea în Dumnezeu, și vedem de la ceea ce citim în Scriptură că, având încredere și credință în Dumnezeu, mari lucruri fac oamenii care se încred în El și sunt binecuvântați. Mai mult decât atât, viața spirituală și sufletul este hrănit cu cuvintele Scripturii. Ce a fost mai greu până acum în viața de familie? Câți ani de căsătorie aveți? 13 facem anul ăsta. 13 anul ăsta. Bun, da. Domnul să vă binecuvinteze cu mulți, mulți și frumoși. Mulțumesc. Ce a fost cel mai greu până acum? Nu prea m-am greutați. Nu știu, sincer, acum nu. Vă spun eu. Ziua în care trebuia soția să nască. Era... Deci a fost greu pentru tine sau pentru ea? Și pentru mine. Doar stres, neapărat. Da, greu. Era un momentul acela, cu toate că ne credeam în Dumnezeu și știam că... Primul copil, te referi? Primul, al doilea și la treia. Primul, al doilea și la treia. Da, a fost momentul pentru mine, cel puțin. Abia așteptam să aud, că stăteam pe holul spitalului, și abia așteptam să aud acel plânse. Și atunci ziceam, Doamne, de fie lăudat. Deci mi se pare că ăla a fost momentul care mă ținea și nu mai trecea timpul. La, pentru mine a fost, și știu că și soția era cu emoții, pentru că e normal, dar mulțumim Domnului că totul a fost bine. Și greutăți, nu putem zice greutăți. Ce mi-a fost mie foarte greu, când mama mea a plecat la Domnul, da, asta a fost o perioadă dificilă, dar nu ca familie, să zicem că noi am trecut prin greutăți. Nu, fiecare când... La ce vârstă a plecat mama? 67.
bolnavă sau... Bolnavă, da. Da. Mama. Dar bun. Foarte pe nepusă masă a fost așa. Foarte tot, repede. Dacă asta am vrut să te întreb, dar acum s-ar putea să par lipsit de sentimente, dar nu chiar sunt, dar încerc să joc un pic așa de pe un scaun din ăsta mai rece și o teologie din asta mai fără suflet, știi? Și pot veni așa cu o chestie în asta. Agnes, tu ai știut că mama ta este credincioasă, da? Da. Ai știut că cei credincioși care și-au predat viața Domnului Iisus Hristos se duc la bine în slavă, da? Da. Bun, mama a plecat la bine în slavă și tu ai fost lovită în suflet. Explică-mi că eu... Păi sigur că am fost lovită pentru că a fost foarte dragă sufletul ei. Adică, ca și mama, nu e nimeni. Fiecare persoană are locul în inimă, dar mama e mama. Ne-a ajutat foarte mult și nu doar că ne-a ajutat, pur și simplu era acolo. Orice aș fi avut nevoie, doar să dau un telefon și era ok. Da. Cu Patrick ne-a ajutat foarte mult soacra. A fost pe Dorotea, a prins-o și pe ea puțin. Dorotea a fost micuță, dar pe Patrick și vă spun eu ca și acum se duce acel mit că soacra își bagă nasul sau se implică, nu, deci mama soției, soacra mea, mai rar, vă spun sincer, am locuit un an și ceva când a fost Patrick micuț cu ea în casă și a fost, practic, ea stătea la noi, nu noi la ea. Deci o femeie extraordinară, credincioasă. Da, să-i frumos, să fie înțeleaptă. Eu știu că și m-am bucurat că a trecut ușor la Domnul, dar mie mi-a fost foarte greu. Chiar dacă știu că pentru ea a fost cel mai bine. Dar nu, suntem oameni până la urmă. Da, deci acum uitând partea aia de teologie, să zic așa, mai dură, ce am apreciat să văd în scripturi că Dumnezeu mereu lasă loc și pentru omenescul din noi. Poate cea mai tare fază, să zic așa, e vis-a-vis de apostolul Pavel, care era mereu așa apare, știi, știu, am siguranță, am toate și la un moment dat spune nu știam ce să aleg, dacă să aleg plecarea sau să aleg rămânerea și zic, bă, tu care le-ai știut pe toate, da, uite că ești în situația, da, le-a lăsat în mâna Domnului și apoi l-am mai prins într-o situație în care vorbea despre colegul lui de slujire care era bolnav și zice, Dumnezeu a avut milă de el și l-a ținut în viață ca să n-am întristare. Și am zis, cum, frate Pavel, adică ai fost, ai văzut acolo gloria, le știai pe toate și atunci am înțeles mai mult ceea ce spune, să zic, Vechiul Testament, când îi spune profetului, îți voi lua ce ai mai drag în ochi, poți să plângi, dar să nu te bocești ca la morți. Da. Și am văzut un Nou Testament în care spune, sigur, plângem și noi, dar nu ca cei fără nădejde. Deci, în mod inevitabil... Da, e ruperea aceasta fizică, dar da, știi că și este... în momentele acelea ochii plâng și dacă nu vrei tu să plângă. Da, sunt lucruri care vin. Dar convingerea mea este că așa cum Dumnezeu hotărăște în fiecare domeniu cum este mai bine, El hotărăște unde să fie plecarea mai lentă, El hotărăște unde să fie plecarea poate așa printr-un șoc, dintr-o dată și e bine cum, da, face El, chiar dacă noi nu înțelegem. Sunteți familia care credeți într-un grup de prieteni care să vă ajutați unul pe altul, să vă întâlniți? Da, și acest grup de prieteni îl găsim în biserică, familii din biserică cu care ne întâlnim, povestim, deci avem. Și e bine să nu fii doar singur. Bun, aici am o întrebare așa. Știu că celor care au crescut în biserică și sunt în biserică, le place să fie cu alte familii faine din biserică. Că putem cânta, ne rugăm, discutăm, avem aceleași valori, copiii noștri se întâlnesc, discută cam aceleași lucruri, mai fac aceleași mecherii, na, că asta este, sunt copii și le umblă mintea. Și frământarea mea este ce facem cu familii care nu sunt din cercul nostru din biserică. Am putea să avem o relație de prietenie și cu ei sau nu?
Sau trebuie să ne izolăm doar noi? Ce? Nu, categoric nu-i vorba de izolare. Vă zic concret acum, după ce au luat și pe soția să spună. Că... Dacă e acum e mamă, nu, tu ești mamă full time, asta este. Deci... La biserică împreună și cu păstorii din biserică am încercat să facem întâlniri cu a familiilor, să ne întâlnim la biserică, să ne întâlnim acasă, la noi, da. În rotație. Ne invitam unii pe alții, ne sunam, ne ziceam ora la care. Sunt familii care refuză. Refuză întâlnirile, refuză ori și acasă, ai zice, mă, poate să simte, nu e ok că merge la cine acasă, refuză întâlnirea de la biserică. Ei tot timpul au scuze. Da, refuză. Și atunci îmi dau seama că nu își doresc. Sigur, există o cauză, o explicație a lor, categoric există. Încercând să o aflu, pentru că eu de felul meu sunt mai... întreb direct, soția de multe ori zice, mă, tu ești prea băgăreț, așa, trebuie să-l lași mai mult. Nu vreau să zic că nu au și motivele lor, dar principal cred că este pentru mine ca familie. Eu nu pot să am o părtășie, am colegi extraordinari la locul de muncă, da? Dar niciodată nu voi avea o părtășie cu ei cum am cu cei din biserică, cu familia mea. Familia din biserică, biserica e familia mea. Și atunci îi zic, ok, cu noi nu vrei să te întâlnești, să-ți pui păsul, ori mie, ori la fratele, ori la soara, să discuți cu cineva motivul care de refuz întâlnirile. Că sigur ai ceva, nu vrei să spui la nimeni. Te izolezi singur, sau ai prieteni afară, m-aș îndoi, sau dacă ai, e ok, dar până la un anumit punct, pentru că întâlnirile cu cei din afară duc la un moment dat, te distanțează, fără să vrei. Acum depinde și cât le dai voie să se... Da. Și am spus, din experiența mea, cele mai plăcute momente în casa Domnului, cele mai plăcute momente sunt cu cei din biserică care au principii ca mine, care au gândirea ca mine, care se închină, care cred în ceea ce cred și eu, și aș vedea aici o sursă de cunoaștere, de ajutorare. Da, acolo poți să ai un sprijin, da, exact. În ori dacă refuzi, hai să discutăm separat, să vedem din anumite motive. Refuz și asta, nu știu. Da, pentru mine tot timpul asta a fost o chestie așa, nu prea înțeleg. Adică, ok, sunt credincios, merg la biserică, dar nu-mi doresc părtășia cu nimeni. Nu prea văd cum ai putea trăi fără. Adică eu trăiesc din asta. Mai ales când vii cu multe variante, știi? Nu ne întâlnim acasă, da, la tine, da, ne exact, la biserică. Nu, ne ducem la o cofetărie, da, undeva, da, ne găsim, da. Ne ducem la o cabană, găsim multe variante. Și cum am putea împăca... Deci eu ce văd, prietenia cu cei din biserică, o văd pe lângă bucurie, toate celelalte, un loc care mă ajută pe mine în maturizarea relației mele cu Dumnezeu și cu ceilalți. În același timp încerc să păstrez în minte gândul, porunca Domnului Iisus Hristos de a spune și altora Evanghelia. Da. Pot să păstrez un echilibru, pot să-mi găsesc ocazii în care eu ca individ sau eu ca familie să depun mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Nu discutăm metodele, că sunt o varietate. Noi și cu soția discutam că suntem bucuroși și am la locul de muncă o familie, adică colegul și împreună cu soția ne vizităm, care sunt chiar deschiși să facă ieșiri cu noi de la biserică, deci și apreciem lucrul ăsta și ne dăm seama că ăsta e oportunitate de a arăta și un alt fel de viață, un alt fel de, ca familie mă refer. Și văd de maximă necesitate. Noi nu trebuie să stăm închiși în biserică numai noi, de noi familiile creștine și de ceilalți să nu. Dar mă refeream la părtășia sau, da, la ieșirile de vacanță, de concedii, să ți le petreci cu altcineva tot timpul și să n-alegi pe cei din biserică. La asta mă refeream. În rest, e indicat să poți să ieși la un suc, la o cafea cu cineva. Să trăim o viață normală în societate. Da, da. Eu chiar mă gândeam la anunțurile pe care le facem noi câteodată slujitorii, când spunem familiștilor, avem ceva deosebit la biserică, invitați-vă prietenii. Deci, dacă nu am niciun prieten din afara bisericii, pe cine invit? Da, așa e drept. Și asta, da, e așa, echilibru între a ști să folosesc valorile care sunt în biserică, dar a trăi omenește între alți oameni. Eu personal cred că și noi putem învăța unele lucruri de la familii care nu sunt în biserică. Da.
Pentru că putem întâlni familii morale, familii care au anumite valori, familii care știu să-și organizeze timp, au niște principii de viață și putem învăța de la ei. Bun, este bine, frumos. La locul de muncă ai zis că e bine. E bine. Da, poți să fii creștin autentic la locul de muncă? Categoric. Și ești disprețuit sau apreciat? A fost o perioadă la început, când de 13 ani, deci m-am căsătorit și atunci m-am și angajat. Când parcă oamenii erau așa, începeau să pună întrebări numai să râdă de tine. Deci au fost începuturile. Acum oamenii își dau seama și mă simt foarte bine când vin și zic hai să mergem la Darius, că stă sigur în minte, hai să întrebăm pe el cum a fost anumită situație. Și mai ales când vorbesc cuvinte neplăcute și își cer scuze, opa, scuză-mă că ești de față, deci știu și încerc și sunt conștient de și șansa care o am, dar și menirea de a fi lumină la locul de muncă și celui Dumnezeu călăzire tot timpul. Da, trebuie neapărat să fim creștini și acolo, adică nu putem să lăsăm asta deoparte. Da, da, păi acolo este locul unde ne cheamă Domnul să luminăm, da. Luminăm peste tot, dar și acolo. Bun, voi încă sunteți în faza în care aveți copii mici, unii nu prea mici. Ce le-ai recomanda părinților care sunt la început de drum? Mai ales taților. Să se bucure de momentele acestea, pentru că pentru mine cea mai mare fericire ca și părinte este când ajung acasă și ei mă îmbrățișează. Tati, ne-a fost dor de tine, începând de la Patrick, care este bărbatul casei, tot timpul îi spun tati, tu rămâi bărbatul casei, până la cea mică când mă vede. E o împlinire ca părinte să ai copii, e o binecuvântare, deci eu privesc ca dragoste imensă care Dumnezeu și-a revărsat-o peste noi ca familie să avem copii, este un lucru extraordinar. Deci nu este un lucru normal, este un lucru, o binecuvântare, că Dumnezeu m-a ales să fiu părinte. Și mă rog, pentru că nu am ajuns la stadiul acela și nu cred că voi fi niciodată, să-mi dea înțelepciune tot timpul pentru că să știu să... Noi ca familie să ne creștem copiii așa cum trebuie. Da, n-aș vrea, eu aici încerc să fiu atent, n-aș vrea să înțeleagă. Acum toți știm că sunt și familii care își doresc copii și nu pot avea copii. Da. Sau nu pot avea încă. Eu la mulți le spun, nu pot să avea încă. Dumnezeu poate să aibă planul lui, surprizele lui și niciodată nu mi-am permis și să ne ferească Domnul să desconsiderăm pe cineva care așa sigur, este planul lui Dumnezeu pentru ei. Dar când Dumnezeu ne binecuvintează cu copii, așa cum spuneai, e foarte important să ne gândim la privilegiul care ne-l dă Dumnezeu și am reținut ce spunea Agnes, cresc prea repede, adică ei chiar cresc repede. Soția e mădă, fetița Agnes. A, așa, da, așa. Scuze, da. Deci mădă, dacă spunea mădă, că ei cresc prea repede și ar trebui poate să ne bucurăm de fiecare zi și fiecare moment pe care ne-l dă Dumnezeu cu ei. Când ziceam de părinți și că ne-a binecuvântat Dumnezeu cu copii, când era Patrick mic, de până într-un an de zile, eu am rămas marcat, eram cu soția, când o familie, tot așa căsătoriți, dar cu un an sau doi înaintea noastră, și am zis, printre altele, voi când, din biserică, din păcate, când o să aveți copii și... soția, acum nu știu, asta e un lucru negativ, nu neapărat trebuie să le dați. Doamne feri, eu să am cu el. M-a marcat, m-a șocat și mi-a venit să cred, adică noi unde, despre ce vorbim? Deci soția să spună despre sos, Doamne feri, eu cum să am copil cu el. Cu bărbatul. Da. Și de aia zic că lucruri ideal e și știm că toți ne dorim și sunt care nu pot să aibă și, sau mai târziu, dar din păcate sunt și cazuri din acestea în care probabil, nu știu, evită și eu pe partea asta acum dau și zic, băi, e o binecuvântare, deci nu vă gândiți că e o povară. Eu, da, îți umple viața și ai activitate, dar e o binecuvântare, deci de nedescris. Sunt momente, 5 minute în care poate te-ai supărat pe copil, că nu te-a ascultat, că s-a întâmplat, dar imediat trece, pentru că e copilul tău, e altceva. Și mai ales că știi că te-a ales Dumnezeu ca părinte, e o onoare să știi să-l crești. A, și niciodată nu știm pe cine creștem, unde ne oferă Dumnezeu privilegiu să...
participăm și noi, să fim folosiți de Dumnezeu la creionarea unei vieți. Deci încerc și eu să le spun mereu, cei care nu aveți copii, rămâneți cu încredere în Dumnezeu, niciodată nu vă considerați o familie de mâna a doua, pentru că familie în ochii lui Dumnezeu înseamnă familie și fără copii, și dacă Dumnezeu încă vă ține în etapa aceasta, rămâneți cu încredere în El și stați deschiși înainte lui Dumnezeu să vedeți ce plan are El pentru voi în perioada aceasta și în fiecare etapă în viață. Cei care aveți copii, bucurați-vă de ei și investiți în ei, creșteți-i aproape de Dumnezeu. Cred că este cea mai mare moștenire, cea mai mare bogăție pe care o putem lăsa copiilor noștri. Iată că și de data aceasta timpul a zburat și eu sunt deosebit de încântat că am avut o emisiune super faină, chiar Viața Reală. Ne bucurăm că familia Nistor a venit aici cu copii și, cum ați observat, sunt copii normale, exact cum au fost copiii voștri, cum sunt copiii noștri, care nu pot să stea ei o emisiune întreagă, nici nu știu dacă voi ați stat. E bine că voi sunteți în spatele ecranului și nu vă vedem, nu știu dacă tot timpul asta să ne ascultați, dar asta este frumusețea vieții. Vedeți, noi putem să facem o tragedie din asta, că lucrurile n-au ieșit exact așa cum le planificăm noi, sau putem să mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile pot fi frumoase, chiar dacă nu sunt așa cum le-am planificat noi. Dacă vii, Mădă, să ne spui un cuvânt de încheiere, te punem încă o dată aici în imagine, dacă poți să vii. Haideți împreună și să vedem ce vrei să spui și cui vrei să spui. Poți alege să le vorbești bărbaților, poți alege să le vorbești băieților, poți alege să le vorbești mamelor, soțiilor, poți alege să vorbești chiar slujitorilor de biserică, dacă vrei să le dai un sfat. Nu cred că sunt în măsură. Nu ești în măsură. Dacă ai vrea ei să gândească ceva mai mult pentru familii în biserică. Tinerilor, cel mai mult aș vrea să le dau un sfat. Așa. Să aștepte, să nu grăbească niciodată nimic. Dumnezeu e în control la toate. Nu trebuie să ne gândim, am 20 ceva de ani, vai, nu m-am căsătorit, vai, vai. Dumnezeu are un timp pentru fiecare. Deci tu chiar crezi că Dumnezeu face lucrurile frumoase la vremea lor? Sunt convinsă. Ești convinsă că ai citit în Scriptură și ești convinsă că ai trecut, că ai trecut prin asta, că ai experimentat. Asta este partea frumoasă, când te uiți în Scriptură, vezi că așa spune Biblia, este cuvântul lui Dumnezeu, îl crezi și apoi vine confirmarea în viața de fiecare zi, chiar dacă uneori trebuie să ai răbdare până când realizezi că Dumnezeu chiar a avut dreptate și nu greșești niciodată. Așa face Dumnezeu lucrurile frumoase la vremea lor, așa vrem să facem și noi încheierea frumoasă la vremea ei. Încă o dată vă mulțumesc că ne-ați primit în casele voastre. Sper, cum vă rog de fiecare dată, să vă rugați pentru cei pe care i-ați urmărit să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu în continuare și, de ce nu, văzând cum Dumnezeu i-a folosit pe ei pentru voi și pentru alții, să vă gândiți cum vă folosește Dumnezeu pentru binecuvântarea altora. Ce vreau să vă spun este că de multe ori ne gândim la lucruri mari și ne gândim dacă Dumnezeu m-ar folosi la ceva deosebit. Numai că lucrurile deosebite nu întotdeauna sunt lucrurile mari. Uneori ceva mărunt, dar făcut cu înțelepciune, inspirați din caracterul Domnului Iisus Hristos, făcut în puterea Duhului Sfânt, lucrul acela mărunt s-ar putea pentru cineva să cântărească foarte mult. Așa că bucurați-vă de binecuvântările lui Dumnezeu, rugați-vă să vă folosească Dumnezeu pentru binecuvântarea altora. Încă o dată, nu aveți copii, așteptați cu răbdare timpul Domnului, aveți copii, creșteți-i așa cum vă învață Sfânta Scriptură, tot cu răbdare, că ei cresc repede și o să vedeți cum îi va folosi Dumnezeu mai târziu. Și dacă vedeți pe alții în jurul vostru care credeți că ar trebui să întărească relația lor cu Domnul Iisus Hristos, nu contează cât de multă Scriptură știți, eu cred că atât cât știți este suficient să le spuneți că sunt iubiți de Dumnezeu și poate cel mai interesant pentru ei ar fi să le spuneți cum a lucrat recent Dumnezeu în viața voastră și cum v-ați bucurat de ajutorul Lui. Rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Încă o dată vă mulțumesc frumos că ați fost cu noi. Mulțumim și voi rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu și să vă ajute Domnul să vedeți în continuare copiii crescând, iubindu-L pe Domnul și slujindu-L pe Domnul. Amin, amin. Mulțumim mult! Mulțumim.